Găsești carne de pescar. Dar găsești, în schimb, toate celelalte preparate. Le mulțumim pentru prietenie și pentru idei. Să știți că anemiile sau starea de anemie nu este doar o scuză primăvara, este chiar o afecțiune. Simona Bălănescu pe canapeaua de la Neața ne spune exact acest lucru. Bună dimineața! Neața, Neața, bună dimineața, sănătate! Astăzi vom vorbi despre anemii, oboseală, stare de ruire, cum spuneai, lipsă de concentrare. Anemia înseamnă, în primul rând, o scădere a puterii. Nu reușești să te mai adaptezi la un efort susținut, gâfâi dacă urci câteva trepte, de exemplu. Practic, anemia scade transportul oxigenului la țesuturi și asta se resimte în reacția organismului de a nu se mai adapta la condițiile normale de viață. Ce este de făcut? Aflăm acum. Respir greu, ai amețeli, ești mai mereu obosit și fără vlagă? S-ar putea să fie vorba despre o anemie. Ce este anemia și cum o recunoaștem? Anemia este o boală manifestă clinic prin scăderea numărului de celule roșii din sânge, scăderea hemoglobinei, pe care pacientul o percepe cu senzații de oboseală, astenie fizică și somnolență. Din ce cauze pot apărea anemiile? Anemiile feriprive apar de cele mai multe ori din cauza pierderii de sânge. Cele mai frecvente la femei sunt pierderile menstruale și nașterea, iar la bărbați patologiile tubului digestiv. De asemenea, anemiile pot fi secundare deficitului de vitamină B12 și acid folic sau destrucției în sânge a celulelor roșii. Acestea sunt anemiile hemolitice, dobândite, tip talasemie, cu care te naști, sau anemiile hemolitice secundare, fie unor boli autoimune, fie unor boli maligne hematologice. O altă cauză de anemie este insuficiența medulară, insuficiența de producție a celulelor roșii, care poate apărea secundară unor metastaze osoase sau unor cancere hematologice sau prin ocuparea măduvei cu fibroză. Ce complicații pot apărea din cauza unei anemii netratate? În primul rând, trebuie să cunoaștem cauza anemiei și să nu ne bazăm pe faptul că orice anemie este anemie feriprivă și va primi tratament cu fier. Complicațiile sunt multiple, de la oboseală nejustificată, somnolență, tulburări de atenție, tulburări de memorie, căderea părului, ruperea unghiilor. De asemenea, dacă deficitul este de vitamina B12 sau acid folic, pacientul poate prezenta polineuropatie, amorțeli la nivelul picioarelor și, de asemenea, o anemie netratată corespunzător poate duce la ineficiența tratamentului unui cancer. Ce avem de făcut? Dacă analizele principale nu evidențiază cauza reală anemiei, atunci medicul de familie trimite pacientul către medicul hematolog pentru analize hematologice detaliate. Odată stabilită cauza anemiei, pacientul va primi tratament fie cu fier, oral sau intravenos într-un serviciu medical, tratament cu vitamină B12, fie oral, fie injecții intramusculare, tratament cu acid folic, pastile, sau dacă anemia este secundară unei boli cronice sau unui cancer, pacientul va primi eritropoietină injectabilă. Nu uitați că este important ca o dată pe an să efectuați o hemoleucogramă. Hemoleucograma vă va arăta dacă aveți anemie. Chiar dacă pare o boală banală, anemia poate ascunde multe complicații care necesită terapii speciale și nu trebuie neglijată. Să reținem că anemia trebuie să ne trimită la medic. Medicul este cel care urmează să identifice cauza. Anemia poate fi tratată corect doar dacă descoperim și tratăm cauza. Altfel, nu e bine. Mulțumim tare mult. Altfel, dacă n-ai tratat ce trebuie.